nu putem învăța din greșelile celorlalți. Asta e așa, o vorbă frumoasă, ține de înțelepciunea literară mai degrabă. Nu, cred că tot ceea ce învățăm cu adevărat este ceea ce experimentăm cu adevărat. Și atunci, uite că, indiferent câte știm sau nu știm, viața ne poartă pe fiecare dintre noi pe urmele unor greșeli fundamentale, dar care, dacă noi ne înțelepțim cumva și nu ne lăsăm pradă disperării, vor deveni niște maestri spirituali mai târziu foarte importanți în evoluția noastră. Omul trebuie să se bucure pur și simplu de ceea ce are. Unii au primit mai mult, alții au primit mai puțin. Nu trebuie să dăm importanță atât de mare lucrurile astea, pentru că nu le putem controla. Dragii noștri prieteni, am pus lângă mine un om care mie personal mi-a deschis multe cărări interioare și am văzut în el o posibilitate pentru noi să ne mai lumineze cu învățăturile pe care el le-a adunat de-a lungul timpului și a reușit să culeagă de la oameni, din diferite învățături, din diferite tradiții, ceea ce pentru noi, pentru sufletul nostru, pentru corpul nostru, pentru învățătura și experiența noastră, ceea ce ne poate folosi ca să fim și noi utili pe această planetă pe care noi trăim. Oreste a căutat în lung și în lat, dar mai ales în el însuși, unde de fapt cu toți ar trebui să ajungem, și în această mini-emisiune pe care o am împreună cu el, o să încercăm să vă punem în valoare care sunt posesiunile noastre reale, ce adunăm sau ce lăsăm în urmă. Pentru că de multe ori avem impulsul și instinctul să adunăm, să agonisim lucruri care sunt materiale și le strângem, muncim pentru ele, trudim, transpirăm și ulterior le lăsăm deoparte crezând că alea înseamnă viața. Și așa pe la bătrânețe, ci că s-ar spune că începem să ne debarăsăm de lucrurile materiale și căutăm într-alea mai spirituale. Ei bine, ca să prevenim acel timp și să reușim să ne adunăm unii cu alții către pregătirea momentului final, care niciunul nu o să-l lipsească, am zis să fim împreună, să vedem dacă adunăm mai mult sau dacă, sau ce adunăm și ce lăsăm în urmă după ce am fost și noi aici. Îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne oferi. Eu îți mulțumesc pentru prea frumoasele cuvinte, multe dintre ele nemeritate, însă. Ai văzut că oamenii de lângă tine, chiar și tu, chiar și eu, cu toți în a noastră sinceritate, știm că uneori agonisim mai mult între ale materialelor. Da, noi în primul rând agonisim fără să vrem un material genetic de la strămoșii noștri, de la părinți, de la bunici și tot mergând așa pe linia asta de la neamul omenesc. Suntem o bancă de material genetic într-o dinamică permanentă și mai și transferăm din materialul ăsta genetic mai târziu urmașilor noștri. Din perspectiva asta nici nu cred că există o liniaritate spațiotemporală, pentru că până acum, la aproape 50 de ani, ne-am înțeles și sunt sigur de asta că ce am învățat noi așa materialist dialectic despre timp este fundamental greșit. Nu există o axă așa inefabilă și indisolubilă, trecut, prezent, viitor, ci mai degrabă o serie de ciclicități și de reîntoarceri la diferitele T0 din istoria umanității, pe care fiecare generație este invitată să le experimenteze. Așa că nu se pierde nimic, totul se transformă cumva de la o trecere prin viață la o alta, iar materialul ăsta genetic e combustibilul fundamental și principal pe care îl folosim ca să existăm, să trăim. Și acest interes constant de a munci în fiecare zi către un bun, ca să ne luăm casă, mașină, bunuri și celelalte necesități. Da. Ei bine, asta ocupă atât de mult timp pentru fiecare dintre noi, încât ulterior realizăm că mai rămâne puțin timp pentru rugăciune, pentru ofrandă, pentru ajutorul aproapelui. Știi, când eram mai tânăr, eram mai rigid cu propriile puncte de vedere și, într-adevăr, poate nu înțelegeam chiar în amănunt de ce, dacă tot se repetă istoria la nesfârșit și noi învățăm asta, de ce repetăm și noi și traversăm și noi aceleași greșeli. Mai târziu mi-am dat seama că este inevitabil.
Noi nu știm nimic, adică gândește-te că noi încă de când ne naștem nu suntem predispuși să facem o diferențiere foarte clară între ceea ce e considerat unanim ca fiind realitate și propria noastră realitate interioară. Adică noi toți suntem niște subiectivi. Noi toți privim lumea și din afara noastră și din lăuntru nostru cu propriile noastre instrumente. Și atunci fiecare dintre noi avem o nevoie imperioasă de a greși, pentru că altminte nu ne putem corecta. Și eu acum târziu am ajuns să cred că nu putem învăța din greșelile celorlalți. Asta e așa, o vorbă frumoasă, ține de înțelepciunea literară mai degrabă. Nu, cred că tot ceea ce învățăm cu adevărat este ceea ce experimentăm cu adevărat. Și atunci, uite că, indiferent câte știm sau nu știm, viața ne poartă pe fiecare dintre noi pe urmele unor greșeli fundamentale, dar care, dacă noi ne înțelepțim cumva și nu ne lăsăm pradă disperării, vor deveni niște maestri spirituali mai târziu foarte importanți în evoluția noastră. Pentru că eu cum să știu că am devenit astăzi mai deștept dacă n-am fost înainte foarte prost, ca să pot să fac o diferență? Și atunci de unde să știu că investesc acum corect în locul acela despre care vorbește și Iisus, sfătuindu-ne cumva să ne depozităm averile și comorile acolo, în locul ăsta? E un loc atemporal, aspațial, unde nu-ți atacă nimeni neavuția, nici rugina, nici timpul, nici uitarea, nici moartea. Dar cum să știm astea dacă nu înainte n-am trudit în zadar sau n-am investit în nimic, în castele de nisip? Ca să știm să prețuim cu adevărat pe Dumnezeu, trebuie cumva înainte să nu-L avem, pentru că altfel cum știm? Și atunci eu nu mai cred că există nici predestinare, nici, hai să spunem, experiențe individuale. Toți trăim și traversăm cam aceeași poveste. De aceea nu există timp. Timpul e al omului. E un șarpe care își mușcă coada la nesfârșit și se repetă la nesfârșit până când vom înțelege cu toții și ce înseamnă cealaltă dimensiune, aia nematerială, incomprehensibilă, de nepătruns, de necuprins, de nemăsurat, dimensiunea aia interioară, care, ce să vezi, n-are nevoie nici de spațiu, nici de timp, care a fost, este și va fi gândul lui Dumnezeu, aia, răsuflarea aia lui Dumnezeu, care în limba noastră românească se poate traduce suflet, că suflu e tot de la suflet vine, e o răsuflare, e o scânteie, e o respirație care nu ne aparține, de-aia noi o și dăm când murim. Nu spunem noi că ne-am dat ultima suflare. Și atunci prima suflare e aia când deschidem ochii în lumea asta, împrumutăm suflarea asta divină și o înapoiem, inevitabil, fiecare dintre noi, la momentul copt. Și asta e liniuța aceea dintre anul nașterii și anul... Da, e o linie continuă. Noi o vedem ca pe liniuță pentru că murim. Mai de sus, așa văzut tot puzzle-ul ăsta cumva din afara lui, nu sunt mai multe liniuțe. E o singură linie. Eu cred că Dumnezeu, când a pus ața aia vie în acul lui magic și ne-a cusut pe toți în povestea sa numită lume, ne-a înțepat pe toți cu aceeași linie. Ea lui, e ața lui. Și atunci posesiunile noastre reale ar putea să fie cuvințarea sau încuvințarea care Dumnezeu uneori o pune în noi, dar când știe omul cu oare, când știe că aceasta e posesiunea lui reală și când nu, pentru că poate nu e atent să o vadă? Păi când simte. Toți o simțim, adică, știi, toți ne fixăm așa înainte să avem lucruri. Ni le imaginăm și ne și imaginăm pe noi în contact cu ele și ne creăm o poveste a lucrurilor, care de multe ori ne dezamăgește cumva, pentru că ea nu e, de cele mai multe ori, nu seamănă deloc cu ceea ce ne-am imaginat despre ea că ar fi. Și atunci cred că, indiferent de vârstă, de situație, de context, omul e chemat măcar o dată în viața lui să-L simtă pe Dumnezeu. Cu adevărat, dincolo de minte, dincolo de absolut orice fel de filozofie a minții lui despre Dumnezeu, pur și simplu să-L simtă irațional, de nepovestit, de netălmăcit în niciun fel. Este o simțire pur și simplu și atunci tu știi că ești în adevăr sau nu. O simte fiecare celulă a corpului tău.
Și asta se întâmplă mai des în aspectele suferinței? Poate că da. Pentru că în aspectele suferinței noi suntem mai singuri. Și de ce toți fug de ea? Pentru că există în, hai să zicem, inconștientul Duhului Lumii, teama că dacă l-ai simțit odată pe Dumnezeu, n-ai mai vrea să te desparți de El niciodată. Și atunci, cumva, e o sumă a multor factori de a te ține departe de Dumnezeu. Deliciul ăsta de a-L gusta odată pe Dumnezeu e atât de impunător și de cuceritor, încât nu te mai satură altceva. Și de-aia fugim, pentru că noi știm că dacă Îl simțim pe Dumnezeu aproape, nu mai putem muri. Și ne mai putem muri, nu mai putem uita. Și ne mai putând uita, trebuie să facem față moștenirii genetice, pentru că noi ne amintim și unde au greșit părinții noștri, și unde au greșit bunicii noștri, și unde au greșit primii oameni, din care provenim cu toții. Și atunci când accepti că fiecare rotire asta a roții vieții e o trecere prin păcat, prin moarte, prin greșeală, prin suferință, e destul de copleșitor gândul ăsta. Nu știu dacă suntem pregătiți chiar așa să-l acceptăm. Eu vreau să fac această paralelă între ceea ce agonisim pe plan material și ceea ce lăsăm în urmă pe plan spiritual. Cum vezi tu aceste două interese pe care un om ar putea să le deselenească înăuntru lui și căruia să-i dea mai mult energie? Niciunuia. Vezi tu, Solomon a fost un, înainte să nebunească și să moară chinuit și trist, a fost foarte înțelept, poate cel mai înțelept dintre noi, și el a spus că omul trebuie să se bucure pur și simplu de ceea ce are. Unii au primit mai mult, alții au primit mai puțin. Nu trebuie să dăm importanță atât de mare lucrurile astea, pentru că nu le putem controla. Și atunci eu nu cred că trebuie să fim atât de rigizi încât a zice, domne, 50% acum aloc bunăstării exterioare mie, 50%, eu nu cred că există o inginerie, o rețetă, o matematică în care noi să ne distribuim cumva energia în domeniul spiritual sau în domeniul deci material. Deci sunt multe trebuie cărți să care le... te învață asta. Sunt multe cărți care te învață, dar eu nu cred că e calea cea corectă. Calea cea corectă, așa cum am înțeles eu până la vârsta asta, este o detașare mai degrabă de lucrurile astea, pentru că nu mi-aparțin, nu le controlez. Eu nu pot să-mi consum foarte multă energie degeaba. Și dacă aș înțelege toate lucrurile și nu le pot schimba, la ce mi-ar folosi? Și atunci cred că e mult mai bun sfatul și mult mai fericită înțelegerea unei eliberări de chestia asta. Hai să acceptăm că lucrurile vin și pleacă. Între a veni și a pleca este și viața noastră. Deci ea vine când ne naștem și pleacă când ne ducem pe lumea cealaltă. Și atunci haide să ne bucurăm cumva de prezența asta lui Dumnezeu în toate aspectele vieții. Și când suntem bogați, și când suntem sărați, și când suntem singuri, și când suntem împreună cu prietenii, și pe front, și la pușcărie, și în patul conjugal, și oriunde. Asta e viața până la urmă. Nu cred că există o enciclopedie cu vieți bune, alta cu vieți rele și cu așa da și așa nu. Așa ne e nouă, mai ușor să le punem în gazeta de perete, dar nu cred că e așa. E mai complexă treaba un pic. Observă că noi de fapt nu prea avem prea multe lucruri pe care le deținem, pentru că moleculele practic le-am primit de la mama natură, de la pământ, sufletul de la Dumnezeu și experiențele. Uită-te la frezele noastre, sunt convins că în tinerețe aveam părul lung amândoi. Nici ăsta nu e al nostru. Mi-au și dispărut vreo 4 măsele, deci nici alea nu erau ale mele. Și ce să vezi, ne mai pierdem chiar din ceea ce consideram că le avem. Mai pierzi un deget, îți mai poți pierde, Doamne ferește, chiar și un ochi, o ureche, un picior. Asta nu înseamnă că te pierzi pe tine sau că ai pierdut ceva. E tot o trecere. Oricum le pierdem pe toate, nu? De la ceva material la ceva imaterial, către unirea? Noi suntem uniți cu Dumnezeu, dar am uitat treaba asta. Când?
Păi suntem după chipul și asemănarea lui și eu cred că nu mai putem face nimic în sensul ăsta. Adică oricât de mult ne-am străduit să nu semănăm cu Dumnezeu, noi tot cu El semănăm. Și toate celelalte paradigme sociale care vin și construiesc prin bunele maniere o conduită comportamentală uneori falsă. Astea sunt ideologii, adică exact ceea ce omoară adevărul. Și dogma, și ideologia, și toate părerile noastre fixe despre ceva, ceea ce nu poate fi cuprins, adică despre Dumnezeu, ideile noastre fixe despre Dumnezeu, sunt propria noastră eroare. Nu-L putem înțelege pe Dumnezeu pentru că nu avem instrumente. Nu poți să măsori cu un compas infinit. Nu ai cum. Și atunci, dacă vrem să înțelegem cum a făcut Dumnezeu lumea, nu o să înțelegem. În schimb, putem simți. Și asta o simte fiecare. Crezi că un părinte care are copii și copiii nu-l ascultă și copiii poate fac cu totul și cu totul altceva decât ar considera părintele că e bine pentru el să facă. Omul pus în situația asta nu înțelege dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, că și el e un tată a cărui copii sunt atât de liberi încât la un moment dat au și plecat de acolo din rai. S-au și despărțit de Dumnezeu. Ba mai mult, unii chiar consideră că n-a existat niciodată acel rai sau acea casă. Și ce asta l-a împiedicat pe Dumnezeu să ne iubească în continuare și să ne aștepte în continuare? Că dacă El e în afara timpului și al spațiului și doar noi avem iluzia asta, că de-aia budiștii nu degeaba sunt deștepți, pentru că ei au înțeles că e o iluzie și timpul și spațiul sunt o iluzie. Când dormim, noi suntem, că nu murim, dar unde-i spațiu, unde-i timpul în visul nostru? Și atunci, care e ăla mai real dintre noi? Ăla care doarme sau ăla care-i trează? Nu? E ca un paradox. Dacă un om visează un fluture, când se trezește, e fluturele care a visat că e om sau e omul care continuă să creadă că a fost fluture? Nu știm. Și uite, profetul Mahomed, din aceeași carte sfântă ca și iudaismul și creștinismul, a și răspuns foarte precis la întrebarea asta. Noi visăm trăind, ne trezim abia după ce murim. Vedeți un paradox, Dumnezeu e paradoxal și doar în cheia asta am putea să fim serioși în analiza lui, pentru că dacă noi încercăm să-L facem pe Dumnezeu să ne semene nouă, să fie totul matematic, totul liniar, totul la centimă, totul foarte bine așezat și ordonat, e un idol, nu e Dumnezeu. Vreau să mă întorc la această concepție cumva a posesiunilor noastre reale. Pentru că noi practic venim împrumutăm niște bunuri, niște molecule, niște sufle, suflăm de câteva ori, de 28.000 de zile aproximativ într-o viață, circa 76 de ani media și ulterior papa la revedere fiecare din ce a agonisit. Care ar trebui să fie după experiențele tale agoniseala principală pe care zilnic un om să o aibă dimineața când se trezește și seara când se culcă în spectrul său interior? Păi, în primul rând trebuie să înțeleagă cu ce operează și el operează cu materialul său genetic și atunci prima dată și prima dată trebuie să se vindece în relația cu propriile lui neamuri și să înțeleagă că dacă lui îi merge așa cum îi merge, nu e un hazard, este doar un efect. Da, e doar moștenirea genetică. Adică acolo unde se opresc părinții, continuă copiii și unde se opresc ei, continuă nepoții. Și ce ar trebui să facă practic în direcția asta? Să accepte că nu e important. Fără să mai se gândească la dramele pe care părinții le-au avut față de copii. Și oricum, și ce poate să facă copilul gândindu-se la dramele prin care au trecut părinții lui, decât să îi înțeleagă, să accepte și să-și vedă viața lui mai departe, să nu repete, dacă poate, același program nefericit și cu copiii lui. Și atunci vindecarea asta începe prin acceptare prima dată. Băi, eu m-am născut sărac, ciung, într-o familie nenorocită și n-am de niciunele. Cine e vinovat pentru asta? Eu nu, că nu știu, habar n-am, aici m-am născut. Sunt părinții mei vinovați pentru asta? Poate că nu, poate că și părinții lui tot acolo s-au născut. Dar atunci cine e vinovat? Nu e nimeni vinovat. Ăsta este contextul. Ăsta e datul. Gândește-te că e ca și cum un personaj dintr-un roman s-a răzvrătit la jumătatea lecturii spunându-ne, nu convine de autorul ăsta. Adică, băi, uite, toate personajele astea o duc bine, mersi, și eu sunt personajul negativ. Dar de ce să fiu un personaj negativ? N-am și eu dreptul să fiu un personaj. De-aia personajele prea se revoltă în romane. Doar dacă le permite autorul.
Nu, autorul nostru ne-a permis să fim liberi, adică să spunem da și nu, când avem noi chef să spunem da și nu. Și în funcție de asta se moderează și realitatea noastră. Nu-ți convine realitatea în care ești, înseamnă că poate ai spus greșit da, poate trebuia să spui nu. Și invers. Și atunci ai un tuning. Viața fiecăruia dintre noi e butonul ăla fiind care reglează. Nu trebuie să fii înțelept, pentru că viața te va obliga să știi. Ai puțin mai la dreapta, puțin deci mai la unde... Da, dar viața te învață. Dacă noi vrem la 20 de ani să avem înțelepciunea unuia de 70, e o prostie. Trebuie să avem 70 ca să înțelegem mintea unui om de 70 de ani, pentru că școala asta vieții, fiecare celulă noastră trecând atâtea decenii prin viață, capătă o anumită înțelepciune pe care tu nu poți să ți-o imaginezi la 20 de ani. Degeaba citim noi Shakespeare la 15-20 de ani, nu înțelegem nimic, hai să fim serioși. Este un text în Upanishad, de parcă, în care spune că cu o discriminare curată și cu o minte liniștită omul poate să nu mai cadă în fălcile morții. În care acel factor de judecată, acel factor critic în care ce mi-este de folos, ce fac cu viața mea, ce aleg, cu cine îmi petrec timpul, ce discuții am, să fie permanent mediatizat înăuntru, ca încuvințarea lui Dumnezeu se manifestă prin om și omul să nu-și mai petreacă nonsens timpul pe care îl petrece aici. Și în creștinism există conceptul ăsta, se numește prezență duhovnicească, adică tu trebuie să fii conștient că Duhul tău, având chip și asemănare dumnezeiască, îți transcede ție om fiind. Pentru că omul e o carne. Lumea e o carcasă. Ce e în lăuntru lumii, adică sufletul, gândul, visul, astea nu sunt materiale, noi nu le putem dimensiona în niciun fel. Habar n-avem. Nu e ca și cum noi doi ne-am judecat doar după ceea ce vedem unul la altul. După haine, după pantofi, după freză, după lumina din ochi și după șarmul absent sau prezent la fiecare dintre noi, dar foarte puțin. Tu ești ceea ce eu nu văd și eu sunt ceea ce tu nu vezi. Și atunci cum am putea să ne cunoaștem? Altfel decât trecând peste ceea ce vedem, dându-ne răgaz și timp să cunoaștem ceea ce nu vedem. Și atunci dacă eu nu te văd pe tine, pe interior, asta înseamnă că tu nu existi? Eu nu-L văd pe Dumnezeu. Asta înseamnă că El nu există? Și atunci acest extra simț pe care noi îl avem ar putea să fie o posesiune reală? Singura. Adică, da, tu ai spus-o foarte bine. Singura posesiune adevărată este Dumnezeu. Îl ai sau nu-L ai? Îl ai doar dacă vrei să-L ai. Dacă nu vrei să-L ai, nu-L ai și asta te face la fel de liber și la fel de fiu al lui Dumnezeu. Dar ce determină dinăuntru să ajungi să crezi că dorul, poți avea? Dorul de Dumnezeu. E acela sentiment ca la un om. Dacă îți lipsește foarte mult cineva și te gândești la el și nu poți, lăcrimezi doar simțind briza aia care te-a nebunit la omul respectiv când te-ai atașat de el, e suficient să l-ai aduci din nou aproape, nu? Și noi când ne gândim la bunicii noștri de mult plecați de pe aici, când ne gândim și se moaie inima, nu-i simțim infinit mai aproape decât chiar decât atunci când erau în timpul vieții. Și când îți moare cineva și te gândești la el și simți mai aproape decât era înainte să moară, e iarăși o taină, e iarăși un paradox. Unde-i spațiu, unde-i timpul între oamenii care se iubesc? Nu, adică, nu. Iulia Hașdeu l-a iubit atât de mult pe tatăl său, nu? Pe Bogdan Petricescu, încât a trecut și de granița morții și l-a mai vizitat pe acolo, pe la palat. Nu? Și a stabilit într-un fel sau altul o comunicare cu el. Din ce? Din dor, din dragoste. Deci se poate și de la morți către vii și de la vii către morți. E, Dumnezeu, ne fiind nici mort, nici viu, adică fiind și mort și viu în același timp, și noi fiind la fel, că și noi suntem morți. Când dormim noaptea, pentru simțurile noastre care ne definesc ca om viu, suntem morți. Nu simțim nimic. Dar visăm, suntem undeva acolo. Așa că putem să spunem ca o concluzie la ceea ce putem noi poseda înăuntru ca direcție pe care mai departe să o hrănim, să o creștem, să o permanentizăm. Acest simț sau extra simț de îndumnezeire ar putea să fie la fiecare dintre noi o,
un mic drum spre rai, pe scurt? Sau spre iad. Pentru că exact asta a fost și promisiunea diavolului. Cunoașteți ca să vă îndumnezeiți. Și atunci noi, dacă vrem să ne îndumnezeim în afara lui Dumnezeu, adică să ne îndumnezeim noi înșine pe noi, e drumul către iad. Dar dacă nu dorim asta, ci pur și simplu alegem asta, adică Dumnezeu de ce a ales să fie bun? Așa a vrut El, nu? El putea să aleagă să fie rău. Nu? Toți sfinții, de ce au fost înainte niște păcătoși? Că majoritatea sfinților, înainte să se sfințească, erau mai degrabă pe partea cealaltă. De ce erau pe partea cealaltă? Pentru că așa vroiau. După aia, când n-au mai vrut și au vrut să se ducă exact spre Dumnezeu și să-L mărturisească pe Dumnezeu până la capătul vieților, s-au sfințit. Adică nu e nimic bătut în cuie. Și o secundă e suficient ca să schimbi totul. Începând cu tine, evident. Îți mulțumesc pentru această secundă pe care tu ai permanentizat-o în noi și, dragi prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru ceea ce puteți implementa înăuntrul vostru prin cuvântul pe care Orestel îl aduce, prin această bunătate permanentă pe care el o are. Mulțumim foarte mult, îți mulțumesc. Da, nu e o bunătate permanentă. Hai să nu ne îmbătăm cu cuvinte. Nu, sunt un mare păcătos, la fel ca voi toți, și nu mă diferențiază nimic de nimeni. Doar poate că uneori l-am simțit mai prezent pe Dumnezeu decât absent. Și atunci, inevitabil, nu fac altceva decât să-L mărturisesc așa cum l-am înțeles și eu. Mulțumim foarte mult pentru ceea ce ne-a oferit. Cu drag.